Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să pregătim astăzi împreună un aluat fraged cu unt pentru tarte sărate. Este un aluat sărat. Ce folosim pentru această rețetă? Eu voi face aluatul pentru două tarte. Întotdeauna fac pentru două, folosesc aluatul pentru o tartă acum, iar o altă tartă mai fac mâine sau mai târziu. Dacă vreți să faceți o singură tartă, reduceți totul la jumătate. Deci folosim 600 de grame de făină, 300 de grame de unt gras, atenție, unt cu minim 80% grăsime, făină tip 650 sau 550, 120 de ml de lapte și un vârf de linguriță de sare. Laptele și untul trebuie să fie reci de la frigider, nu la temperatura camerei. Punem untul în bol, îl tăiem ca să fie mai ușor. Folosim cârligul pentru frământat și dăm drumul la robot. Este mai bine să se frământe la robot decât la mână. Dacă nu aveți robot, frământați la mână, dar foarte repede, nu insistați ca să nu se gumeze. Dacă se topește untul de la căldura mâinii, avem șansa ca aluatul așa arată aluatul. Îl răsturnăm pe masă. Și frământăm puțin la mână. Învelim aluatul în folie de plastic și îl lăsăm să se odihnească timp de o oră la rece. Sau îl putem pune la frigider și îl folosim peste o zi, două. Acest aluat se poate păstra în frigider, învelit în folie de plastic, timp de o săptămână și facem tarte atunci când avem nevoie. Sunt Gina Bradea. Îmi plac rețetele simple și gustoase. Vă mai aștept să mai gătim împreună și alte bunătăți de casă. La revedere!